Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bine ați revenit la Out of the box, rubrica voastră duminicală și a noastră. Care pune la încercare mituri, idei, preconcepții sau vă dă soluții noi la problemele pe care le aveți în cale. Salutarelor! Am Balint, Salut, om de marketing și, în această zi, cititor de uh, cărți. Uh, citim împreună, tu ai terminat, de fapt, biografia autobiografia, Prințului Harry uh -huh. și eu sunt pe la jumătate momentul în care înregistrăm. Sigur, e zarvă mare în toată omenirea că de ce a făcut, ce a făcut, e tratată emoțional cum să faci ceva așa, așa ceva familiei tale. Mică paranteză, mie nu mi se pare dramatic ce în cartea aia, din punct de vedere a relațiilor familiale, până unde am ajuns eu. Uh -huh. Adică, ok, mi se pare un tip care își iubește familia și uh, cel puțin așa e. Până foarte, pagina, foarte interesant pentru că... la pagina 200. 200. Era foarte mare zarbă în jur și mi-am da. dat da. seama că încep să-mi fac o părere și că încep să-mi fac o părere negativă la adresa prințului Harry și al lui Meghan. Da. În momentul în care încep să-mi fac o părere, reflexul meu este să fac totuși temele. Adică bă, nu pot să fac părere pe ce discută alții, pe ce comentează alții, pe headline-urile pe care vă titlurile din exact. presă sau ceva. Și... Atunci e important. Și atunci e important și atunci am început să citesc carte. Atenție, n-am citit nimic până acum despre familia regală, n-am citit Diana, nu am uitat la documentare, nu sunt pasionat mare de monarhia britanică, dar este un subiect în jur, un subiect dezbătut și de care mi-este foarte greu să Mă feresc, ca să zic așa. și Atunci Dar am decis să citesc cartea. De ce vorbim noi astăzi despre asta? Pentru că vrem să facem o judecată de familie, care. De fapt, nu e o familie în Spui Tu. Noi asta ne uităm este, la această da. carte ca la o carte despre o familie și. Și surpriza mea a fost că citind cartea mi s-a activat latura de manager. Că adică citeam persoană fizică, ca să spun așa, și pe măsură ce toate reflexele mele, toate cursurile pe care le-am făcut, pe cum să conduce echipă, cum să recrutezi oameni, cum să gestionez situații de criză, de resurse umane, toate mi s-au activat. Și mi-am dat seama că, de fapt, de drept nu este despre o familie în sensul tradițional al lucrurilor, și că familia regală este o organizație, o instituție, în care membrii ei intră prin naștere. S-au născut și au intrat. Nu ei au hotărât să intre în organizația respectivă și nici organizația nu i-a selectat. Dacă stăm și ne gândim un pic cum decide o companie de angaj dacă angajează pe cineva sau nu, este vorba de procese serioase de recrutare. Deci ca să înțeleg, tu consideri familia regală britanică mai curând o instituție, da. o corporație, decât... Da, prin tot ceea ce se întâmplă, prin toate lucrurile pe care le postește și Harry, ă, ei funcționează ca o instituție, ca o organizație în care fiecare are rolul bine stabilit, au coduri de conduit, au acțiuni pe care le fac, au surse și de venit, au, au cheltuieli. Relațiile, sentimentele unde și-au locul. Și-au și ele locul, dar uh, sunt subordonate acestei instituții și poate că aici va fi revoluția prin care va trece familia regală, în care își vor revedea dinamica internă a lucrurilor și priorită prioritățile. Dar uh, revenind un pic, Harry el nu a decis că vrea să facă parte din organizația respectivă. Și după un timp, hai să ne imaginăm că suntem angajați oricare dintre noi ascultătorii noștri sau noi, într-un loc care nu ne place. Nu ne place ceea ce avem de făcut, nu ne plac colegii, nu ne place codul pe care trebuie să-l da. respectăm, nu ne place programul, nu ne place nimic. Indiferent cât de bun ar fi salariul. Toate cercetările arată că un salariu foarte bun, două luni, șase luni de zile, te țin, îți dau o energie tot după șase luni de zile intră cu totul și cu totul alte mecanisme în loc, cât o fi el de bun pachetul salarial, Adică salariat. relațiile umane, cum vorbeam și anul trecut la Mind arhitect cu Paul Olteanu, fericirea constă exact. în relațiile cu cei de lângă tine. Iar uh, familia regală s-a trezit cu un angajat, și pun ghimelile de regoare, care probabil că nu l-ar fi recrutat dacă ar fi trecut prin procesul normal de recrutare. Uh, cu cât e mai importantă poziția, cu atâta procesul este mai uh, complicat. De la simplu CV trimis și analizat și apoi interviul de angajare, da teste uh, pentru a identifica profilul angajatului dacă se va potrivi pe lucrurile pe care le va avea de făcut uh, sau nu, astfel încât să se, se maximizeze șansa de a exista o colaborare fericită și eficientă între oameni. Uh, ori și. Harry s-a trezit într-o organizație și și organizația. Noi nu avem cartea scrisă și probabil niciodată nu o să scrie Charles și William o carte să vedem răspuns, și cealaltă latură, Dar da. noi ne putem imagina, pentru că este vorba de angajatorul care a avut un angajat care, păi, nu vrea să fie acolo da, și, Exact, a și un angajat care nu s-a trezit bine în compania respectivă. Exact. De De-aia și perioadele de probă. Da. D Ai trecut prin perioada Am de probă? Am trecut prin perioada de probă. De fapt, prima mea angajare, Anul 2000, acum ascultătorii noștri care sunt undeva peste 40 de ani, o să înțeleagă un pic că în anul 2000 publicitatea și să te angajezi în agenție de publicitate era, wow, era super tare, se considera o industrie închisă, foarte greu de pătruns. Eu aveam pe profesor pe Sorin Psata la un post universitar la universitate și m-a întrebat, nu vrei să vii să te angajezi la graffiti pe partea de cercetare strategie? Și am zis, da, ok, și m-am dus la interviu cu directorul de strategie. Mi-am împrumutat o geantă, am împrumutat un ceas, aveam Sacou Steinman pe mine, eram pregătit, învățasem răspunsuri pe de rost la toate întrebările pe care le anticipam eu că vin. Am uitat în birou, Matei Perahim, directorul de strategie la graffiti, se uită la mine, se uită în CV, hm, ești ungur? Zic, oh, încă unul. Zic, bine, da, sunt bine. ungur. Ce că bine, te-am angajat și jur că asta a fost interviul meu de angajare în publicitate, continuă să zice, băi, ungurii sunt oameni serioși, de obicei niciunul nu mi-a dat nicio țapă, nimic, și tu oricum ai învățat pe de rost niște răspunsuri la întrebările pe care eu urmează să ți le pun, așa că n-are rost, îți dau o lună de probă și dacă mă convinge luna asta de probă că ești ce trebuie, te păstrez. dacă nu, asta e. Și ăsta a fost interviul meu de angajare în 2000, anul 2000, în, uh, și am intrat în uh, publicitate. Și ai trecut proba? Am trecut proba, de fapt am întrebat după vreo două săptămâni pentru că mai aveam o ofertă de la Henkel și am întrebat, zic, băi, am trecut sau n-am trecut? Și mi-au zis că am trecut. Bun, pe de altă parte, câțiva ani mai târziu, când am preluat agenția lui Burnett ca managing director, am, deși eram de 13 ani în grup, 11 ani în grup la momentul respectiv, tot am trecut printr-un proces de evaluare. O zi întreagă am fost disecat profil toate testările tot ca să-și dea seama și colegii mei să-mi dau și eu seama care sunt punctele tari, care sunt vulnerabilitățile, ce resurse am nevoie și pe baza acelei evaluări mi s-au pus la dispoziție niște oameni care să-mi completeze pentru o perioadă lucrurile unde era foarte clar că am puncte slabe. Deci uh, contează foarte mult tot procesul ăsta de recrutare. Da, uh, de asta, întorcându-ne un pic la Carte de la care am plecat, inexistența unui proces de recrutare, în cazul acesta, sigur are pă, 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 părțile sale negative. Din Suheri n a scris niciodată un CV ca să-l trimită la familia, instituția, familia regală să uite în CV și să zică dacă e ce trebuie sau nu. În urmă, cu 5 sau 6 ani, am văzut eu un anunț de un job în Londra și mi s-a părut jobul la băi, foarte tare. Deci parcă l-aș fi scris eu ce visam am eu să fac pe sport, ce așteptări aveau ei de la omul respectiv. Și m-am simțit obligat să aplic. N-aveam chef, n-aveam intenția de a pleca în Londra, dar am zis, băi, trebuie să trec un pic să încerc, pentru că o să regret toată viața dacă nu am încercat. Trept mare, mi-am scris CV-ul frumos, l-am pregătit, l-am pus într-o... l-am paginat special, am lucrat cu un prieten care m-a ajutat să arate impecabil și l-am submis prin LinkedIn. După o perioadă, m-am întrebat LinkedIn, nu vrei să-ți evaluăm noi CV-ul ca să-ți dăm sfaturi să vezi dacă ceea ce ai trimis a fost bine sau nu? Și am ok. Uh, și mi s-a întors răspunsul, ești praf, că nu ai nicio șansă, ești în sub 10%. Și atunci am avut o revelație și mi-au explicat. Un de, pe un astfel de, pe astfel de poziție aplică 1.500-2.000 de oameni. Uh, tu închipui că cineva citește 2.000 de CV-uri? Este un soft inteligență artificială care analizează și scoate în față top 50 CV-uri. Așa am aflat împreună că există școli și companii care scriu CV-uri exact. și m a îndreptat și pe mine acolo. Exact, da. Și din toată cariera mea, la un moment dat, care era, să zicem, acum 5 ani, deci vreo 25 de ani de muncă, am stat de vorbă cu o persoană, o persoană reală, dar care se ocupă de chestiunea asta, care mi-a luat toate datele pe care le-am pus la dispoziție și a reușit pe singură pagina A4... Să scoată ceva realmente impresionant. Deci da? adică oameni specializați care specializați. contra unei taxe fac asta da. să scrie. O taxă frumușică să spunem, chestiunea asta dar mm. care uh, uh, te ajută foarte tare. Și am depus acest CV la o companie occidentală. Uh, a fost un proces de evaluare, uh, nu ne-am potrivit, adică nu m-au acceptat. Uh, și am ținut minte unul dintre, una dintre observațiile pe care le-a făcut managerul respectiv și a zis planul de lucru, deci dincolo de CV, planul de muncă pe care ni l-ai propus este mult prea stufos și mult prea bogat față de ceea ce s-ar putea face în realitate sau față de ceea ce ar putea face o persoană obișnuită în realitate pe acest post. Asta a fost singura lui observație singurul feedback. Nu am primit un alt tip de feedback, dar această frază, dincolo de orice, mi-a rămas în minte la data respectivă și au să ca un tip de învățătură, adică rămâi acolo la zonele pe care realmente poți să le stăpânești și nu încerca să impresionezi, adică pentru că oamenii deja au niște mecanisme de lucru în față. Uh -huh. Și este și riscant să impresionezi la interviu sau în procesul de recrutare, pentru că după aceea va trebui să lucrezi, va trebui să interacționezi cu oamenii, va trebui să-ți petreci o parte importantă din viața acolo. Poate nu vrei să păcălești sistemul. Da. Pe de altă parte, scuză mă să păcălești sistemul. Noi am crescut în România suntem învățați să ne descurcăm. E natura noastră. natura noastră. În momentul în care mi-a venit analiza și mi s-a explicat că este un soft inteligență artificială care analizează cuvinte cheie și scoate top 50 CV-uri pe baza cuvintelor cheie, la o discuție cu prietenii ne-a luat 5 minute să identificăm cheia de intrare. Am zis și scriem strategic planning, strategic planning, strategic planning cu font de 4 cu alb în CV de 1000 de ori Că nu o să se vadă nici în print, nici că e font de 4. Inteligența artificială nu se vadă că e font de 4 sau font de 12 sau de 16 și o să trecem de controlul inteligenței. că adică noi ne descurcăm dacă identificăm da, și înțelegem să... <laughs> sistemul. Yeah. Excelent. O discuție pe care am vrut să o facem pentru a vă da o perspectivă nouă asupra acestei cărți care este absolut emoțională. Dar de ce a făcut Maica? De ce s-au certat? De ce el s-a dus încolo? De ce s-a băgat fata? Aia. Uh, nu, uneori lucrurile s-ar putea să fie mult mai complicate și atenție, discuția noastră nu acoperă toate laturile, nu. există doar o perspectivă de a vedea această carte dintr-o tot o altă zonă și de a te așeza un pic, adică, dom'le, sunt amintirile unui om, sunt problemele lui... Nu pică lumea, nici monarhia din această cauză. Și tocmai de aceea da. sunt șanse să se împace la un moment dat. Adică lumea zice, ah, păi nu mai e cale de împăcare. Ba e cale de împăcare, pentru că este o instituție și sunt alte mecanisme, exact. sunt alte lucruri, sunt alte priorități uh, și va citi cartea, va da seama că nu dă foarte mult din casă pe partea de familie. Exact. Fără, spoiler, da. fără, spoiler, da. fără spoiler da. fără spoiler, da citiți această carte nu o las ca o reclamă, dar dacă vreți să aveți o idee despre ce au făcut oamenii aceștia e bine uh -huh. să citiți o parte din ea uite că să vă dau atât mai zic, o frăzuță ce am spus la vorbitorince este o carte parcursă de foarte multă dragoste da, și m-am uitat la chestiunea asta. O să mă contrazici data viitoare. A, nu te contrazic, da. nu e. Da. Uh, vorbim despre sport săptămâna viitoare. Și de ce iubim sportul? Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint